Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție de promovare a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine domnul Cătălin Florescu, candidatul alianței PNL USR Plus la primăria Câmpina. Bun găsit, vă spun domnule Florescu. Bine, ne aflăm în Câmpina, în zona cunoscută de localnici drept Căminele Petrol. Corect. Am ales un cadru, să spunem, local pentru emisiune, pentru că, mă rog, Câmpina... Înainte de emisiune, domnule Florescu, la prezentarea dumneavoastră aveți inclusiv un site care vă poartă numele și am găsit acolo niște elemente, să spunem așa, interesante. Poate fi chiar la un moment dat un scenariu de film, la, mă rog, ce studii aveți și ce ați ajuns să faceți. Și aș vrea să vă axați în principal pe proiectele, să spunem, civice, sociale pe care le-ați inițiat în decursul ultimelor, să spun, 10-15 ani? Nu, principalul proiect social a fost pe când eram student. Am avut șansa să cunosc niște elvețieni și am fost unul dintre fondatorii Fundației Speranța Copiilor din Câmpina. A fost prima fundație din România care a introdus conceptul de creștere a copiilor aflați în dificultate în mediul familiar. Deci noi am angajat, s-au construit niște case, am angajat niște familii și acestor familii li s-a dat spre creștere și educare, li s-au dat câțiva copii. Noi am făcut primele cursuri de asistent maternal din țara asta, deci el a vrut să fie un proiect pilot care să dea direcția a ceea ce a urmat în aproximativ și 7 ani în România. Uitându-vă în spate, ați mai ținut legătura cu, copii, cu acei copii care acum sunt oamenii în pătătirea? Proiectul, de fapt, pot să spun că acum se termină, pentru că noi suntem încă în faza în care donăm, le-am cumpărat fiecărui copil câte o garsonieră și acum suntem în faza în care le donăm garsonierele respective. Au ajuns și ei la 22-23 de ani. Atât de mare au crescut între timp. Da, au 22-23. Un alt proiect pe care îl aveți sunt acele lecții de matematică. Dacă ne puteți spune asta a fost cam ultimul proiect. Am avut la un moment dat, în urmă cu vreo 10 ani, ideea dezvoltării unui portal cu lecții de matematică, cu lecții video de matematică pentru gimnaziu, în ideea de a ajuta pe cei care nu-și permit să facă pregătiri la matematică. Am fost în București, am căutat profesori și acum avem site-ul lecțiademate.ro, în care toată matematica de gimnaziu este fragmentată pe lecții de dificultate diferită, cu teste, cu tot ce trebuie, astfel încât un copil, dacă dorește, poate învăța matematica fără probleme. Ați anticipat oarecum perioada asta destul de complicată, când, iată, în funcție de scenariile de învățământ, elevii, din păcate, dintr-un număr destul de mare, sunt nevoiți să rămână acasă, nu au acces la cursurile fizice. Ați anticipat oarecum direcția asta de școală online? Asta e, să zicem așa, un modul din ceea ce tot vorbim că ne dorim să facem, biblioteca virtuală. Pentru că asta e viitorul. Deci oamenii vor trebui să aibă resurse de unde să documenteze rapid. Școala, din punctul meu de vedere, ar trebui să se orienteze în altă direcție, dar aici intrăm în reforma educației, care e un pic mai... Bun. Revenim un pic la locul în care suntem. Ce se poate face? Sincer să fiu, așa ca ploieștean, nu are legătură foarte mult cu Câmpina, zona mi se pare că are un potențial senzațional. Cel puțin aici, da. Dar, din păcate, priveliștea, și am ținut să venim aici, nu este una tocmai, să spunem, faină. Strict legat de zona asta, cam cum ar trebui să arate și cam care ar fi viziunea dumneavoastră a ceea ce înseamnă, să spunem, educație, cultură, de ce nu? O să vă răspund, dar o să iau ușor mai pe ocolite. Ce vedem aici reflectă într-un fel direcția în care ușor orașul o ia. Avem foarte multe zone care încep să pară abandonate. De fapt, problema mare a orașului este depopulare. Oamenii pleacă, tinerii pleacă din oraș. Și asta se datorează lipsei locurilor de muncă. Și am să vă dau un exemplu. În 2007, în Câmpina, aveam 21.000 de locuri de muncă și în 2014 rămăseseră 13.000. Și asta, ceea ce vedem în jur, este rezultatul acestui fenomen. E ușor un oraș care rămâne fără oameni și doar cu armeri bătrâni.
Și de-aia e absolut necesar să intrăm într-o etapă în care să redăm viața orașului, dar cu un plan foarte coerent, pentru că altfel viitorul nu sună deloc bine. Mai ales că este limpede pentru cine observă chiar România, este o concurență acerbă între orașe. Tot repet treaba asta, este o concurență acerbă pe resurse umane și resurse financiare. Lupta e atât mai mare, sau cum să spun, pericolul e atât mai mare pentru orașele mici, genul câmpii. Pentru că e clar că vor fi orașe care aproape vor dispărea, adică vor fi unele care vor exploda din punct de vedere al veniturilor, și deja se vede, sunt orașe care au luat-o mult înainte, Clujul, Oradea, Sibiu, și altele care ușor-ușor se vor stinge. Ori este absolut obligatoriu ca noi să vedem care sunt posibilitățile de a recrea locuri de muncă. Și din punctul meu de vedere, o axă, că sunt, eu văd aici două direcții mari, o axă este dezvoltarea industriei creative. Inclusiv tot ce vedem pe aici, faptul că noi avem un potențial enorm din punct de vedere al clădirilor pe care le avem, apropierea de București, dar pe de altă parte apropierea de București, cât și cadrul în care se află Câmpina, toate reprezintă niște oportunități enorme pentru a încerca să relocăm o bună parte din industria, din firmele mici și medii, din industria creativă din București în Câmpina. Ori, de exemplu, căminele astea, aici s-ar putea face. Ați pomenit de educație. Vă spun sincer că aici aș vedea ceea ce într-un fel noi am avut în altă parte în Câmpina la un moment dat, Institutul de Cercetare în Fanion, acum în domeniul industriei creative, nu neapărat IT, industria creativă în întregul ei, într-o astfel de zonă. Da? Deci avem nevoie de o fie că ar fi un program sau un institut de proiectare creativă sau un program post-universitar, că e greu de vorbit de universitate în Câmpina, e un pic utopic. Da, dar ceva de calitate, o sămânță de calitate, de cercetare, de pionierat în domeniu, s-ar putea dezvolta fără probleme într-o astfel de zonă și asta ar ușura relocarea, procesul ăsta de relocare a unor firme din București către Câmpina. Da, la prima vedere, Câmpina are un potențial fantastic și pornind de la lucrurile mici, că, mă rog, aparent nesemnificative, dar care cu o investiție minimă pot transforma radical fața orașului. Da? Trebuie, cu siguranță, cei din Câmpina care ne urmăresc, recunosc zona. În față este un parc, la fel, cu un potențial foarte mare. Mai izbit, în schimb, că fiecare alee, nu mai spunem că sunt pline de gropi, da, străjuită de gărdulețe, gard în față, nu mai spunem că în lipsa unui sistem de irigații și la ce climă avem, e aproape imposibil să vorbim de spații verzi. Cu un efort minim investițional. Da, pe bine, asta e unul dintre primele proiecte, știți? Să desfințăm cardul din față, să amenajăm, că astea vorbim de investiții, exact cum spuneți, minimale. Un pic amenajat spațiul din față, dacă mai puneți și 2-3 reflectoare pe clădirea asta, care, să știți, că e o clădire etalon, adică ea a fost creat, e o clădire făcută de arhitectul Boceanu în anii 50, un arhitect câmpinean, dar care era profesor universitar, un arhitect destul de mare, și ea ar putea fi pusă în valoare, plus că s-ar deschide spațiul de intrare în Câmpina. Da, da, sunt foarte multe astfel de exemple în care cu investiții absolut minime, ne vorbim de proiecte de anvergură, deja putem reda un pic, îmbunătăți imaginea orașului. Dar eu cred că mai mult, că de asta vorbim de locurile de muncă, am pomenit pe de-o parte de partea asta că trebuie neapărat, suntem obligați de împrejurări să încercăm să dezvoltăm industrie creativă în Câmpina. Pe de altă parte, dacă vorbim de industria clasică, ceea ce înțelegem noi, aici, ca să putem avea pretenții să aducem firme în oraș, avem nevoie de forță de muncă calificată. Și aici, din punctul meu de vedere, administrația trebuie să încurajeze, să accelereze asta, fie că vorbim de parteneriate publice-private, fie că vorbim de investiții directe. Ceea ce știm, cunoaștem toți drept școlile profesionale, trebuie actualul sistem dual, trebuie amplificat în mod clar. Deci noi trebuie să avem niște ateliere, și de ce spun asta? Niște ateliere în care tinerii chiar să se poată califica la modul real, nu așa că am absolvit o școală și am luat o diplomă. Și aici, de exemplu, a fost prima dată o școală de ucenici. Adică veneau tineri, se calificau în momentul în care s-a dezvoltat Câmpina, în zona industrială,
Aici veneau tineri, se calificau și exista o resursă de muncă și de asta la un moment dat Câmpina a devenit ceea ce știm toți, cel mai industrializat oraș din țară. Ori acum noi trebuie să înțelegem vremurile în care trăim. Noi am început o revoluție tehnologică. Trebuie să ținem pasul cu chestia asta. Okay, nu partea de industrie s-a dus din locurile de muncă de care vă spuneam. În Câmpina, industria reprezintă 12-13%. Ori dacă noi nu inițiem și dacă nu accelerăm procesul ăsta de a ne conecta la ceea ce se întâmplă acum în lume, orașul va fi un oraș care va trăi doar din istorie. Chiar dacă, să spunem, în ultimii ani au mai fost făcute investiții în zona asta de infrastructură, cred că în continuare mai sunt încă multe străzi, unele chiar intens circulate, care suferă din punct de vedere, să spunem, al infrastructurii. Foarte multe, nu multe. Foarte multe. Bun. Probleme, canalizarea, mai peste tot în oraș. Bun. Cum poate fi rezolvat confortul ăsta minim pentru cetățeni? Pentru că, mă rog, degeaba fiecare împătrățica noastră încearcă să-și construiască un mediu curat, civilizat, dacă în momentul în care am depășit scara blocului respectiv, gardul casei, dăm peste o stradă jalnică, murdară, plină de gropi, care are probleme, așa cum a spus, cu canalizarea, într-un orizont decent, pentru că știu, suntem în campanie electorală, toată lumea așteaptă soluții rapide, peste noapte. Nu aș vrea să ne încadrăm în zona asta de populism ieftin în care le spunem oamenilor ce vor să audă, deși nici ei nu cred asta. Un orizont de timp în care, din punct de vedere al infrastructurii, Câmpina să redevină orașul ăla frumos de care se vorbea acum câțiva ani, din păcate destul de mulți? Eu cred că vorbim de un orizont de 4-5 ani. Din păcate, noi avem problema în Câmpina cu Hidroprahova. Pentru că toate canalizările depind de Hidroprahova și foarte multe străzi nu pot fi reamenajate până când Hidroprahova nu introduce canalizările. Și aici sunt probleme serioase. Dar eu am încredere că acum, cu schimbarea Consiliului Județean, se poate intra într-un dialog onest cu Hidro și cu ceilalți operatori, astfel încât să putem crea un plan coerent. Adică să avem și noi un grafic de timp, să știm, domnule, în anul 2021 pe strada asta intră toți operatorii și se reface așa cum se reface o stradă, cum scrie la manual. Adică vine și Distrigazul, vine și Hidroprahova pentru canalizare, se îngroapă și cablurile, se face și iluminatul public și reușim stradă cu stradă, kilometru cu kilometru, într-adevăr, să facem străzi cum se fac peste tot în lumea asta, la care, în funcție de posibilități, mai adăugăm și o pistă de biciclete. Și am văzut exemplu Clujului, unde, într-adevăr, pe de altă parte, e nevoie și de fonduri europene. Ori asta e un capitol la care Câmpina scârție serios. Mai mult, avem blocaje pe accesarea, în acest moment, pe accesarea fondurilor europene, dar pe de altă parte avem promisiuni de la Iulian Dimitrescu, care va fi viitorul președinte al Consiliului Județean, că vom reuși imediat după alegeri să deblocăm, avem de dat 5,5 milioane, ca astfel încât să putem accesa fonduri europene. Pentru că dacă în intervalul ăsta 2021-2020, sau cum să zic, orașele care în intervalul 2021-2027, când vor intra o mulțime de bani, vorbim numai pe fonduri nerambursabile de 30 și ceva de miliarde de euro. Trebuie să știm și cum să-i luăm. Păi aia, dar cine nu va fi capabil să atragă fonduri europene, deja orașul respectiv e mort. Da, și pentru, ca că să poți din, să... da pentru că, din păcate, majoritatea administrațiilor locale din Prahova s-au mulțumit doar cu veniturile de la bugetul propriu, respectiv de la Consiliul Județean. Când ai un oraș precum Câmpina, destul de mare, cu mari probleme de infrastructură, e clar că banii ăștia de investiții sunt insuficienți. Da? 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 Așa cum s-a întâmplat, nu știu, inclusiv cu Ploieștiul, da? Bun. Nu, dar s-a demonstrat. Orașele care s-au dezvoltat și care au luat-o mult înainte. Clujul, deja mulți spun că e la nivel european, de exemplu. Deci fără fonduri europene n-ar fi fost posibil. Acolo vorbim de județul Cluj de peste 900 de milioane de euro atrași. N-ai cum să faci investiții de anvergură cu ce avem noi la bugetul local, abia reușim să întreținem, să ținem curățenie. Corect. Vorbim, mă uit pe programul dumneavoastră, pe platforma dumneavoastră, Oraș Dinamic cu Oameni Sănătoși. Când vorbim de oameni sănătoși, automat ne gândim la sistemul de sănătate. Din păcate, să spunem, Câmpina în perioada asta destul de complicată din punct de vedere al epidemiei a rămas oarecum blocată
spitalul municipal fiind suport COVID. E clar că adresabilitatea oamenilor a scăzut foarte mult și câmpinenii care erau obișnuiți să meargă la spitalul lor sunt acum redirecționați către alte unități medicale din E jumătate în momentul ăsta. Jumătate, da. Adică au început să mai... E clar, e limpede că... Bun. În zona asta de infrastructură medicală, Câmpina are în continuare nevoie de investiții? Iar avea, există un proiect. Chiar vorbeam cu managerul spitalului, dr. Ultiu. Există un proiect de dezvoltare a unei noi aripi, care să preia partea din fața spitalului, care să preia partea de urgență și care să permită alte fluxuri în cadrul spitalului, inclusiv recompartimentarea saloanelor, astfel încât saloanele să aibă băi. Sperăm să se realizeze, dar tot așa e vorba, el e depus la Comitetul Național de Investiții. Compania Națională de Investiții. Da, nicio problemă. Compania Națională de Investiții, dar e mai probabil să poate fi făcut tot pe fonduri europene, pentru că acolo sunt mulți. Deci e clar că trebuie o dezvoltare. S-a pus și problema și se poate gândi și problema unui nou spital, dar asta pare un pic mai utopică, da. Vis-a-vis de ce spune, că la mine toate sunt legate, deci eu simt nevoia, sau ce am simțit de prima dată de când mi-am propus să candidez, ce am observat este lipsa unei strategii. Deci toate proiectele astea trebuie integrate. Da. Noi trebuie să dezvoltăm o strategie serioasă și ca să putem atrage și firmele astea de care spuneam, orașul trebuie să capete atractivitate în toate domeniile. Asta înseamnă că tu trebuie să ai un oraș, trebuie să aibă grădinițe foarte bune, creșe foarte bune, liceu foarte bun, sistemul de sănătate foarte bine pus la punct și atunci oamenii își pun problema, băi, parcă ar merita să mă mut în orașul respectiv. Ca asta da, sau să nu mai plec, pentru că spuneați noastră de populare, asta, da? Dar adică eu mă tot gândesc, să fie convins, da. să rămână aici, păi și da, nu căutarea unui job mai bun în București, da. De exemplu. Da, păi ele se leagă, orașul devine atractiv, apar locuri de muncă și tinerii nu se mai pleacă. Da. Sau îți pleacă pentru studii, dar unde să revină. Dar, de exemplu, n-aș vrea totuși să neglijăm și un segment important de populație, cea vârstnică. Din păcate, la noi se întâmplă același fenomen. Ok, tinerii pleacă, însă cei care rămân, vârstnicii, sunt ignorați total de autorități. Adică, da, spuneați dumneavoastră, comparați infrastructura cu cea de afară. Afară, un pensionar chiar se bucură de viață. La noi, din păcate, așteptăm pensia, da? Care și să ne uităm, foarte, da, sunt da, da, și să ne uităm cum trece timpul până la următoarea pensie. Aveți o strategie create în zona asta? Unul din punctele pe care tot pun accent și care este inclus în ceea ce înțeleg eu prin atractivitatea unui oraș e modul de petrecere a timpului liber. Asta e valabil și pentru tineri, dar și pentru vârstnici. Este o plictiseală generalizată. Deci oamenii nu au ce face. Tinerii uneori le și spun, zic, mă, aveți program de pensionari, că ce faceți voi acum, eu făceam când eram, adică eu vedeam la pensionari. Da, da, da. Ei se ies frumos, se aranjează, ies pe centru, fac se plimbă după curse, două, da, ture de pe centru, de acolo până acolo și asta e timpul liber al lor. La pensionari nici nu mai spun, că nu sunt programe. Ori aici ce putem să facem ca, mă rog, Câmpina să redevină un oraș viu? Păi, se pot face foarte multe, trebuie inițiate proiecte, trebuie implicată societatea civilă. Și se pot, în primul rând, strada. Strada trebuie să devină un loc dinamic. De ce? Am și scris în programul la care faceți referire că dacă noi nu creăm evenimente care să pună oamenii față către față, care asta distruge și se simte, eu vă spun, se simte mergând pe, începe să se distrugă ideea de bună vecinătate. Noi ne transferăm toți în zona online-ului și aici apare agresivitatea socială, apare ostilitatea socială. Ori tu, ca să poți să reduci fenomenul ăsta, tu trebuie să creezi evenimente în care oamenii se întâlnesc. Când oamenii se privesc cu ochii în ochi, automat lucrurile de ostilitatea asta scade. Și se pot, în fiecare weekend s-ar putea crea diverse, fie că vorbești de un târg de carte, fie că vorbești de o zi de dans, chiar stradal, fie că se pot... Da, aici intervine autoritatea locală, cea care să încurajeze și să creeze evenimente. Să creeze și să încurajeze, că da, asta tot... E altă linie importantă, că de asta spun, toată lumea așteaptă să rezumi într-o frază, băi, dar ce vrei să faci? Da. Problemele sunt mult mai complicate, adică un oraș care se află în situația Câmpinii, ca să-l aduci acolo unde ar trebui l-a adus. Sunt foarte multe linii pe care trebuie să mergem concomitent, adică și care nu trebuie neglijate. Și una dintre aceste direcții este implicarea, crearea societății civile și implicarea ei. Pentru că, tot repet, resursele de creativitate nu pot veni doar din administrație. Absolut. Și atunci, da, sunt foarte mulți oameni și noi trebuie să implicăm mai mult, nu doar câmpinenii.
ci și câmpinenii care au plecat din oraș, dar cărora le pasă. Le pasă exact, pentru că au părinții aici, unii chiar au plecat și au și copii în câmpina care stau cu bunicii, dar sunt oameni cu poziții importante în societate, cu idei, cu competențe pe domeniile lor și care pot furniza proiecte, pot furniza soluții. Problema e ca primăria să inițieze, să dea startul acestui dialog. Și atunci oamenii, eu sunt convins că ai un răspuns din partea societății. Da, trăim într-un oraș cu aer curat, da? Câmpina este în top 10, cred, alături de stațiunile montane în zona asta de calitatea aerului, da? Nu aveți rafinării, sunteți fericiți din punctul ăsta de vedere, vorbesc ca și ploieștean. Bun. Avem câteva hectare de batale care trebuie ecologizate. Iar, asta chiar este o pată, din păcate, din punct de vedere al protecției mediului. Nu știu, există vreo soluție tehnică pentru ca această bombă ecologică să fie dezamorsată? Da, nu. Trebuie obligatoriu să ne concentrăm pe ea. Normal e să reintre în administrația locală și să începem să accesăm fonduri europene. E un proiect, mai ales că există fonduri grămadă pe ideea asta. Bine, e un proiect foarte mare, la 150 de milioane, probabil, de euro. Dar din moment ce adică dacă ratăm ăștia 7 ani, la revedere, cred că rămânem cu batalele. Da. Bun, spuneam de un oraș viu cu oameni sănătoși. Ca să ai aceste două, să spunem, lucruri realizate, e nevoie și de o mobilitate, să spunem, verde, da? Vorbim aici de trotuare, piste de biciclete și baze sportive. Baze sportive, exact. Păi cam asta pentru... Tinerii au nevoie de cât mai multe locuri în care să facă sport. Bun, avem aici un teren de fotbal, s-a mai dezvoltat. Dar prima măsură, care cred că nu e foarte complicată, este într-adevăr să renovăm, să modernizăm curțile școlilor de învățământ și să le redăm publicului cel puțin în weekend. Pentru că ele sunt închise. Eu mi-aduc aminte când eram mic, mergeam, jucam fotbal în curtea școlii, exact, nu? Exact. Acum sunt închise, sunt păzite de parcă sunt... Bun, se poate sparge un geam la o adică, dar nu cred că e o tragedie. Adică, exact. Și mai mult, curțile astea ale școlilor, pe lângă zona de sport, ele ar trebui să aibă și un mic parc, o zonă în care tinerii să poată să se întâlnească, pentru că sunt zone mai liniștite, sunt ferite și mai e un avantaj al acestor, faptul că toate școlile sunt egal răspândite în oraș. Deci asta ar fi o... Și la fel, nu vorbim de niște investiții foarte mari, nu? Adică nu vorbim să introducem de basket metroul, și, da? Și un teren de... Ori acum mai toate curțile școlilor și liceelor din Câmpina sunt niște mari întinderi de beton. Da. Atât. Am observat, să știți că e o boală națională asta, din păcate, să betonăm, să asfaltăm tot. Bun, și mă rog, în calitate de, să spunem, reprezentant al autorității locale, după data de 27 septembrie, veți milita pentru ca, iată, soluțiile astea simple să se și pună în practică? Astea sunt primele care trebuie puse în practic obligatoriu, că de la asta trebuie să încep. Făcut o strategie. Proiecte, bine, strategia te duce la un plan urbanistic general, că și aici stăm rău de tot, pentru că se construiește absolut haotic, nu e nicio gândire, și apoi făcute proiecte și prioritizate. Proiectele care se pot face urgent cu fonduri pe care le avem și care nu înseamnă investiții majore, și apoi prioritizate în ceea ce înseamnă fondurile europene. Și intrat într-o logică, într-o coerență și într-un ritm foarte accelerat de accesarea fondurilor europene, de implementarea proiectelor. Dar toate, repet, și trebuie să aibă o coerență, pentru că altfel degeaba învelopăm noi blocuri. Luăm fonduri europene pentru învelobarea blocurilor, dar de fapt constatăm că blocurile jumate sunt goale. Adică și orașul devine părăsit. Avem blocuri aranjate energetic, dar nu mai avem oameni. Din punct de vedere al... ajungem un pic în zona asta de administrație publică. E nevoie de o reformare a sistemului astfel încât relația autoritate locală cetățean să fie, nu știu, simplificată, prietenoasă, politicoasă, de ce nu? E obligatorie, nu necesar. E obligatorie. E obligatoriu ca administrația să se deschidă. Sunt două direcții pe care le văd în momentul ăsta. Odată deschiderea, punct de vedere uman, către cetățean. Deci cetățeanul să nu se mai simtă stresat în momentul în care vine către administrație. Și a doua e vorba de digitalizare. Ieri, în Parlamentul European, se discuta de programul Europa Digitală și de alocarea peste 750 de miliarde pentru acest proiect.
Deci este obligatoriu. Și oricum există și o lege, primăriile vor fi obligate în 5 ani de zile să digitalizeze... Să scăpăm o dată de dosarul cu șină. Să scăpăm de drumurile astea inutile pentru achitanță, pentru copii în care ajungi până la primărie, ți se spune că îți trebuie o copie după buletin și trebuie să te duci iar în oraș ca să vii cu copia după buletin. Sau că n-ai nu știu ce ștampilă, când ea poate nu mai este de mult obligatorie, deci noi nu dar suntem... funcționarul respectiv a rămas încremenit în anii 2000. Exact. Dar noi nu suntem Boston sau New York sau nu știu, orașe care acum inovează. Noi trebuie să copiem ceea ce deja s-a făcut în România în alte orașe. În Cluj te-ai dus, au scanere la intrare, nu există. Să intri și să trebuiască să te mai duci după vreun document sau să trebuiască să te duci să plătești vreo chitanță pe undeva. Deci asta există. Ele trebuie replicate, sunt modele care trebuie replicate. E vorba de bunăvoință, e vorba de... Da, dumneavoastră sunteți candidatul la primăria Câmpina al alianței PNL USR Plus, da? Practic, în cazul în care veți câștiga alegerile, în mod firesc, veți avea și de partea dumneavoastră o echipă de consilieri. Da? Trebuie spus celor care ne urmăresc că un primar, și avem exemplu nefericit al Ploieștiului, un primar care nu are majoritatea în Consiliul Local va fi tot timpul sabotat de majoritatea politică adversă, pentru că din păcate așa e românul, să moară capra vecinului. În loc să oamenii politici pe proiecte să se gândească, punctuale să facem, exact, să vedem ce e bine să pentru comunitate, la binele cetățeanului, rămânem în paradigma partidelor. Trebuie să rămână primarul cel mai oaia neagră a comunității și peste 4 ani, poate cine știe, ajungem noi la putere. E important pentru cei care ne urmăresc să știe că o alianță politică cu un candidat unic are mai mari șanse de a implementa proiectele de care vorbeați dumneavoastră și de care vorbesc și alți candidați. Și mai mult decât atât, eu tot repet, pentru Câmpina, care faptul că la Consiliul Județean va exista o majoritate PNL-USR+, faptul că viitoarea guvernare va fi PNL-USR+, așa e un avantaj pe care Câmpina nu l-a avut de vreo 16 ani de zile. Adică majoritatea din Consiliul Local să coincidă cu majoritatea din Consiliul Județean, nu mai spun și cu majoritatea din Guvern. Colaratura Guvernului. E un avantaj imens, pentru că asta îți permite să te miști mult mai repede. Și vorbim și de un interval de 4 ani de zile care nu va fi întrerupt de alegeri. Deci asta cuplat cu fondurile imense la care avem acces, când mă refer la fonduri europene, eu zic că e o oportunitate pe care dacă o ratăm, probabil în următorii 30 de ani nu ne mai întâlnim cu ea. Echipa pe care dumneavoastră o propuneți la Consiliul Local este formată din, nu știu, din oameni tineri, din oameni... Și oameni tineri și oameni cu experiență, sunt oameni competenți și cu bune intenții. Eu asta am văzut. Echipa, eu sunt membru plus, noi venim evident cu oameni tineri, că și eu sunt de un an în politică și cu oameni noi în politică, la fel colegii de la USR și colegii de la PNL au... consilieri noi, dar au și consilieri cu experiență și eu văd că ne înțelegem și sunt convins că vom face treabă bună și chiar eu am convingerea că și cu restul consilierilor se poate, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să ieșim din... Eu nu pot să țin un oraș în loc 4 ani de zile doar de dragul de a demonstra că celălalt partid e prost și nu e în stare să facă proiect. Câmpina e de dreapta? Eu zic că e un oraș de dreapta, s-a demonstrat pe... Europarlamentarele le-am câștigat, bine a fost USR Plus cu 28% aproape și PNL-ul cu 25%, apoi prezidențialele 70%, deci evident e un oraș de drept. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Dacă ar fi de punctat din platforma dumneavoastră electorală, din ceea ce le propuneți câmpinenilor, care ar fi un aspect așa cu care putem să încheiem această ediție electorală? Păi cu încrederea asta că se poate. Se poate ca statul să nu fie un factor stresant pentru cetățean. Și se poate ca o administrație să fie cea care încearcă să-ți facă, dacă nu neapărat, deși e de dorit să-ți facă viața mai frumoasă și eu cred că se poate și asta, măcar să nu ți-o încurce. E nevoie de relația asta, realiza relația asta de încredere între administrație și cetățean și să începem să devenim o comunitate. Pentru că mai ales orașele astea mici au această șansă enormă. A existat în Câmpina o comunitate. Comunitatea înseamnă enorm. Înseamnă să tragem toți la aceeași căruță. Eu cred că asta se poate. Și dacă oamenii simt bunăvoință și onestitate, transparență, că asta e iar un aspect important în care să, tot ce se întâmplă în primărie ei să cunoască și să cunoască și ce se vrea și să fie și invitați la dialog și la participare, eu cred că din momentul respectiv lucrurile capătă cu totul altă
coloratură, se intră într-un dinamism care chiar poate fi creator și care poate schimba rapid un oraș. Bun, domnul Florescu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă doresc succes la alegeri. Același îndemn l-am și eu pentru dumneavoastră, indiferent de opțiunile politice, important este să mergeți la vot, da, pe 27 septembrie. S-au luat suficient de multe măsuri, astfel încât, din punct de vedere al siguranței sanitare, să nu existe niciun fel de riscuri. Vă invit să vă exercitați dreptul democratic, pentru că alegerile au loc, cel puțin locale, cele care ne privesc pe toți, indiferent de preferințele politice, au loc odată la 4 ani. E păcat să stăm acasă când, iată, avem această oportunitate de a schimba multe rapid în viața noastră. Domnule Florescu, mult succes! Mulțumesc!